și unor prost, de condiționarea formei de către structură. Deci am structura așa și se pun tot felul de cămâși care dau forme, dar nu mai sunt ca la o catedrală, unde mare, forma era și structura. Unde forma, structura a permitat forma și erau intim legate. Deci au putut să o înalțe pentru că au inventat ogiva. Și nu au mai fost limitați de bolta normală. Era o intimitate între cele două. Bun. Sunt cuvinte pe care să le tot folosesc, de asta am ținut să le precizez, cel puțin în operațional, în definiția cu care lucrez eu cu ele. Acum, cu arhitectura. Vedeți, dacă, dacă eu mă uit la grinda aceea, de acolo, eu nu văd grinda, văd niște fotoni care vin la mine de pe grinda respectivă. În altă experiență de-a mea, se spune că am pipăit-o. În altă experiență am mirosit în jurul acestui obiect diferite experiențe, dar nu i-am spus, diferite interacțiuni cu niște vehicule, mi-au creat înțelesul de grindă. Însă, nu e un înțeles de grindă, e un înțeles de bucată de aia cu forma aia. Nu de grindă. Grindă, zic, grindă ține ceva. Ea e făcută să țină ceva, element de structură. Pentru că chiar așa funcționează și aici e multă cercetare făcută. Noi nu reținem obiecte sau nume de obiecte sau fapte. Reținem noi de obiecte sau fapte. Adică ceva pe care îl reținem, care intră în câmpul cunoașterii noastre, intră cu potențialitatea lui de a fi utilizat sau de a ne face ceva. Intră cu noi oameni. Și când vedem ceva care nu-i recunoaște noima, o fără de noima, interesant și aici, uitați-vă în literatura română și tot dicționar, se dau exemple din literatură la un cuvânt. La noima nu o să aveți niciun exemplu din operă literară românescă care să vorbească despre noima. Se vorbește numai despre fără de noima. Interesant. Deci noi înțelegem obiectele polarizate de finalitatea asta, de cauza în viitor atribuită lor. Da? Drept care arhitectura ce înseamnă? Înseamnă răspunsul prin structură, formă, tipar temporar, dat de constructorul, proiectantul respectiv, poate să fie și natura, pentru a realiza o performanță în atingerea unui scop în anumite condiții de resurse și constrângeri. Iar, de exemplu, problema centrală a ingineriei, întotdeauna, a fost de a găsi legătura deterministă între obiectivul de performanță cu utilizarea constrângerii resurse și forma ritmul programului proiectat. Structura și forma, deci arhitectura. Intra-arhitectură și asta. Deci, dezbrăcăm de toate conținutul lui un obiect, îi lăsăm numai pe ăla de experiență, alte experiențelor senzoriale și de pe el, deci îl gonim, și ne rămâne arhitectura, care ne spune destul de mult despre ce a avut omul cu obiectul ăla, de exemplu, dacă e un artefact, cândva în istorie, și începe să reconstruiască viața a unei comunități, nu numai din analiza unui artefact. Iată, deci sunt domenii arhitecturi de calculatoare, arhitecturi de cultură. Nu e numai arhitectură de casă. Conceptul de arhitectură este mult mai înalt decât. Ia să vedem acum niște
exemple de cercetare, cum se așează tipul de cercetare. Deci vreau să aflu. Dacă vreau să aflu, fac cercetare. Ce știu? Ce vreau să aflu și tipul de cercetare. În tabel foarte simplu. Deci știu arhitectura și resursele. Deci știu pe de parte structura, forma, tipar temporal și resursele pe care le-am avut la dispoziție. Vreau să aflu scopul. Păi e un arheolog ăsta. A găsit niște trei linguri, două ulcere și nu știu ce. Se vede din... sunt vernaculare, deci făcute din resursele locale, chestiile astea. Și încearcă să recompună viața. Păi dacă ăștia mâncau deja cu ligura, atunci înseamnă că și... După cum sunt aranjate astea, stăteau în jurul focului, deci comunicau cu tare, cu tare și construiesc ipoteze, teorii despre viața comunității aia de mult dispărută, da? Știu scopul, cerința de performanță, resursele, condiționările. Caut arhitectura care se ofere performanța cerută. E cercetarea de tip ingineresc. Aici, da? Știu arhitectura actuală, scop, performanța actuală, resurse, condiționări, o grămadă, da? Vreau să aflu noi filozofii sau noi noi cunoștințe, noi filozofii de viață care să permită creșterea performanței în apropierea de scop, de țel. Aici sunt la cercetarea fundamentală. Au concepte care să mă mai apropie și mai mult de țelul cunoașterii la preslav. Cunosc scopul și legile naturii. Vreau să aflu toate celelalte. Deci în condiții de constrângeri și condiții de resurse variabile și în condiții de scop variabil. Atunci am modelări conceptuale, astea specializate pe diferite domenii. Teorii locale. Foarte util. Cum e, de exemplu, modelul corp. E teorie asta locală, model conceptual. În cazul antreprenoriatului, sunt în ultimul caz de Europa, pe toate celelalte. Deci el are un semnul scop. Avea antreprenoria să schimbe lume. Și își trebuie să facă modelare conceptuală în antreprenoriat. Deci el trebuie să-și modeleze conceptual viitoarea afacere. Nu completând un chestionar de la... Deci asta e marea problemă. Când se dau formularele alea de scris proiectul. Lumea spune, cine știe să scrie proiectul? Să completeze corect față de pretențiile... Nu, nu o să-ți găsești niciodată proiectul tău gândind în formularul ăla de verificare. Tu trebuie să vii din alți pantaloni ca să găsești, să dibuiești proiectul care întâi trebuie să fie o idee promițătoare, după care să-l transformi într-o oportunitate atractivă și pentru alții. Că dacă tu ai un proiect antreprenorial și nu e atractiv pentru viitorii clienți, de ce? Ba, ai făcut. Dacă nu e atractiv pentru viitorii finanțatori, n-ai și banii, nu l-ai făcut. Deci tu trebuie să construiești această oportunitate și pentru alții. Și dacă îi calcă prea mult pe bătături și prea devreme pe unii competitori, iar nu-i bine. Drept care și asta poate fi și cercetarea antreprenorială, poate fi clasificată între tipurile de cercetare și chiar una care înseamnă pe cea fundamentală. Mai mult decât. Pentru că se face o confuzie între gândirea antreprenorială, care este o gândire orientată pe acțiune, pentru a face întreprinderea, care să devină o activitate viabilă, deci cu un tipar ritmic, așa, temporal și destul de previzibilă, aia la maturitate. Tocmai aici cad multe întreprinderi, că antreprenorul care știe să facă pașii de inițiere, e foarte prost la gestionat o activitate plictisitoare de management. Antreprenoriat diferit de management. Sunt două dansuri diferite. Nu prea poți să fii și una și alta pe bune în același timp. Deci ne-am apropiat așa de tema noastră, acțiune, întreprindere, din științele complexității și prin recapitularea unor nociuni mai mult. Nu o să ajungem. Ideea de provocare, nu este de predare. Deci asta vă spuneam, că sunt niște scări ale lumii.
Acțiunea este o chestie care poate fi spontană. De fapt, nu o să mai ajung în seara asta să vorbesc. Staff ce spune? Practic sunt momente, clipe, în care sunt suspendate legile obișnuite ale fizicii, cuantice, alea care descrie multe ecuații de undă și mai departe. Și puțin, mintea are ocazia atunci să producă o mică schimbare. După care, de la noi, parametri, sistemul tot automat merge. Deci când zic legi fizice, zic maximul de inteligență pe care îl pot avea și de funcționare de inteligență artificială. Dar nu cu lacrimă de adevărat în ea, ca să spun. E artificial. El va merge pentru că a evoluat. Practic va merge tot automat. Exact ca la calculator. El merge în timp ce vorbesc. Dar numai din când în când, instantaneu, îi dă ceva și el îți schimbă regimul de funcționare automat în altceva răspunzându cererii mele a minții. Cam asta ar fi intim relația minte amaterială. Prefer să zic amaterială, care să n-aibă nicio legătură cu imaterial, intangibil sau între concepte unul inspirată. Gândirea amaterială, mintea amaterială și materială. Creierul fiind materie, din punctul ăsta de vedere. O materie care stă într-o stare foarte predispusă la aceste intervenții ale minții. E foarte bine fundamentată. Ce vreau să spun, altă chestie, cum în am ne imaginăm, din cauza fizice este, timpul e o săgeată, precum prezent, viitor, guvernată numai de ceasuri, care sunt sincronizate. În timpul istoriei, dar e viu, are viață, e foarte mult. Dacă suntem în zona asta a întreprinderii, a antreprenoriatului, trebuie să ne uităm pe viitorul plauzibil. Ca să facem, să echilibrăm dorința cu putința. Dacă n-am echilibrat dorința cu